Ediții, suntem în cea de-a doua oră de dezbatere. Au rămas alături de mine jurnalistul Emilian Isailă, Sebastian Bodu, fost șef al ANAF, și domnul Nicolae Giurgea, deputat din partea Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru acest lucru. Mulțumesc. Vreau pentru început să vedem detalii șocante în cazul Caracal. Bunicul Luizei a fost interceptat luni la rând, atât în casă cât și în convorbirile telefonice. Decizia a fost luată de anchetatorii din Craiova, iar Stelian Iordache a aflat abia acum că a fost monitorizat după ce a primit o adresă de la DICOT. În acest caz, ne amintim, Gheorghe Dincă a fost trimis săptămâna trecută în judecată. Vreau să urmărim în cele ce urmează un material pregătit de colegii de la știri și comentăm subiectul. În toată perioada cât au durat cercetările, noi am fost monitorizat tehnic și deci ni s-au înregistrat și, după câte am înțeles, anumite articole de la cineva, că ne-ar fi plantat și o cameră de luat vedere, deși video și audio. Bunicul Luizei bănuiește că anchetatorii ar fi pus acele microfoane acum mai bine de 3 luni. S-a întâmplat în urmă cu vreo 3 luni. Când au venit de la Craiova și au ridicat anumite obiecte de ale Luizei, spunând, adică sub pretextul că ridică acele mortii, ăsta, lucrurile ale Luizei, am impresia că și atunci adică au avut destul timp să monteze, să planteze aceste microfoane și acele camere. Încă de la începutul anchetei, bunicul Luizei a fost bănuit de procuror că ar fi implicat în dispariția fetei. Mai mult, acesta a fost testat cu detectorul de minciuni și apoi ignorat de polițiști, chiar dacă le-a explicat că în zilele de după dispariția Luizei a fost sunat de doi bărbați diferiți care i-au spus că fata a plecat în Elveția. În loc, adică, să urmărească pe cei care complicii lui Dincă, uitați cu ce se ocupă DICOT-ul. DICOT-ul ne urmărește pe noi. Din părți vătămate am devenit, adică, suspecți în acest dosar. Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițeanu sunt trimiși în judecată în stare de arest. Magistrații Tribunalului Olt au admis cererea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare preventivă în cazul lui Gheorghe Dincă. Potrivit procurorilor, Gheorghe Dincă a ucis-o în locuința sa pe Luiza Melencu. Fata de 18 ani dispărut în luna aprilie 2019, după care i-a ars corpul într-un butoi metalic din curtea sa. Ulterior, i-a aruncat oasele rămase și cenușa în lizierea unei păduri de lângă Caracal. La începutul anchetei DICOT, Gheorghe Dincă a susținut că a ucis-o pe Luiza Melencu, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei păduri de lângă Caracal. Ulterior, el și-a schimbat declarația în sensul că nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, iar fata ar fi fost luată din casa lui de alte persoane. Începem dezbaterile. Domnule Bodu, mă adresez dumneavoastră pentru început. Sunteți avocat de profesie și v-aș întreba în ce condiții se montează aceste sisteme de interceptare și dacă persoana vizată trebuie să fie anunțată de acest lucru. Nu am să spun ca avocat, eu sunt comercialist, nu penalist, dar cred că știm cu toții că interceptarea se face numai în baza unui mandat emis de judecător, de președintele instanței, nu de orice judecător. De ce l-am interceptat? Nu știu. Deci mi-e greu de... Nu înțeleg. Inclusiv coroborez această interceptare cu faptul că a fost supus testului cu poligraf. Deci eu cred că anchetatorii au, procurorii DICOT, au crezut că bunicul este implicat în cine știe ce trafic de persoane, ceea ce depășește un pic puterea mea de înțelegere. Acele suspiciuni de trafic de persoane din acest dosar, pe care le-au tot invocat procurorii DICOT, chiar și în rechizitoriul acesta de trimitere în judecată a lui Gheorghe Dincă, și opinia publică s-a întrebat de foarte multe ori unde este traficul de persoane. Iată, s-au făcut cercetări, probabil, în acest sens. Eu nu zic că nu este trafic de persoane acolo, dar să pleci de la premisa că familia fete este implicată în traficul de persoane când ăsta plângea pe acolo pe la parchet și smulgea părul din cap, e puțin forțat. Adică, până la urmă, când alegi să administrezi niște probe, te gândești și tu un pic așa dacă într-adevăr ajungi undeva. Nu te apuci și consumi banii contribuabilului aiura să faci interceptări pentru ceva care din start pare greu verosimil. Bun, și acum această persoană, ce pârghii are legale pentru a contesta? Nu știu, da, acest... Păi n-are ce să conteste. Deci cred că ai și expirat mandatul, nu mai e de actualitate. Acum, juridic, civil, da, poate să fac o acțiune în răspundere civilă delictuală dacă se consideră prejudiciat. Dar trebuie să probeze vreun prejudiciu. Moral. Adică de moral vorbim aici, cu ce moral. Emilian Isailă, cum a venit această veste peste
toate celelalte detalii pe care le avem în acest caz. E destul de, în fine, pentru persoana respectivă e destul de neplăcută, dar în opinia mea cred că mandatul de ascultare a fost cerut pentru a strânge informații despre cazul respectiv, cazul Caraca. Probabil că e cerut în perioadă. Asta face sens, asta face sens, dar dacă coroborăți cu poligraful, păi, mă cred duce că în altă... poligraful este la fel, deci poligraful a fost fost folosit ca un fel de marker, adică informațiile... Păi nu. Domnule Selenască, spuneți că interceptarea s-a făcut pentru a-i prinde pe cei care, făcând trafic de persoane, au sunat. Dar asta nu se pupă cu poligraful. Cred că a pornit, asta vreau să spun, cred că a pornit de la faptul că bunicul Luizei a spus în foarte multe rânduri că a primit telefoane de la niște traficanți de carne vie sau... Care de fapt era dincă, nu? Păi așa s-a dobit că el a sunat. La urmă era dincă și s-ar putea ca mandat, nu-mi dau seama, deci este un raționament pe care îl fac aici, la fața locului. S-ar putea ca mandatul de arest, trebuie să vedem și mandatul, ce scrie în el. În fine, acolo trebuie să existe o justificare, că judecătorul nu vine și îl validează mandatul de ascultare pentru pe ochi frumoși. Adică trebuie să ceară o anumită justificare din partea procurorilor. Într-adevăr, există situația cu testul poligraf, de ce a mai fost nevoie și de acest test, și pe de altă parte, ideea e că, într-adevăr, s-ar putea să fie avut din partea procurorilor, ne amintim ce haos a fost în anchetă la început și toată lumea știe, și acolo s-a fost un exces de zel și procurorii să fie bănuit pe toată lumea și să fi cerut mandate de ascultare pentru toți, și ceea ce asta ar denota o situație care nu este deloc profesionistă, în opinia mea. Și în casă am aflat că au fost cer mandat de ascultare și așa, primești avizul judecătorului și asta le montez peste exact, tot. Domnul Isăilă, da. Tot la ce spuneam mai devreme, înțeleg să obții mandat de interceptare a telefonului. Fonul, dacă da. Poate sună da, asta traficanții, este... dar ambiental, asta dovedește că a fost considerat suspect. Există și posibilitatea de a fi. Sunt cele două căi. Dar ideea e că totuși situația a fost destul de clară de la început, nu-mi dau seama de ce trebuie să-l consider suspect pe poate bunicul. Tot legat de acest haos poate generat la debutul acestui scandal. Anchetatorii nu știau despre, erau exasperați că nu găsesc corpul lui Izei sau rămășiță din corpul lui Izei și atunci să fi mers pe pista traficului de persoane, dar cert e că ascultarea unuia dintre, hai să zic, victime, că este o victimă, a suferit și a pierdut nepoata, este o măsură destul de excesivă, în opinia mea. Da, domnule George, cum vedeți această situație? Eu sper că a fost destul discernământ în luarea acestei decizii de instalare, microfoanele și tot, și interceptări și tot ce s-a făcut în cazul bunicului, dar sunt curios ce rezultate au avut aceste interceptări. Probabil exista o pistă la un dat care poate s-a dovedit a fi o utopie într-un final. Poate a fost... Scuzați-mă că ai spus că procurorii de la Craiova au... Da, exact. Deci, vezi, cred că e situația de început, când a fost un haos generalizat, pentru că acel dosar după aceea a fost luat de la Craiova. Și a venit la DICOT la București. Deci s-ar putea să existe o situație, hai să zic eu, abulică la început. Adică, clar, am văzut-o noi, dar chiar și în instituțional să fie existat o astfel de situație. Procedura legală prevede că... Atunci au bănuit pe toată lumea și au cerut mandat de ascultare pentru toți cei pe care i-au considerat... Pentru tot cine respira în jurul familiei Melencu. Cei care... Și Măceșanu. Procedura prevede ca persoana implicată într-un astfel de demers să fie informată doar ulterior la expirarea mandatului, că și asta e foarte important. Cum se spune că... Ca și cum îi trimite unui traficant de carne vie atenționarea, vezi că de mâine... Deci, ăsta era sensul modificărilor legilor justiției pe care o vrea domnul Iordache și cu domnul Dragnea. Dacă ne ținem minte de discuțiile din Comisia Iordache de la început, asta vreau când se validează mandatul să fie atenționată și să atenționat și infractorul. Din data de la ora care ai telefonul interceptat. Exact. Atunci îți dai seama ce se întâmpla. Dar, într-adevăr, dar trebuie să ai o imaginație bogată ca să faci o intervenție de genul ăsta în legislație. Da,
Păi știți cum a fost atunci, avea o imaginație super bogată. Dar, întorcându-ne la subiect, într-adevăr e corect că au anunțat persoana respectivă. Ar trebui să fi primit și o motivație în momentul în care i-au trimis înștiințarea că a fost interceptată pentru o perioadă de timp. O să apară cu siguranță în spațiul public acea o argumentație, motivație, o argumentație a procurorilor în ceea ce privește această speță. Vreau să mergem puțin mai departe, revenim la capitală, aici unde s-au întâmplat lucruri extrem de interesante. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a anunțat propunerile pentru cele trei funcții de șef de parchete. Este vorba despre Gabriela Scutea, cea propusă pentru funcția de procuror general al României, Crin Bologa pentru funcția de procuror șef al DNA și Georgiana Hosu pentru procuror șef al DICOT. Propunerile Ministrului Justiției vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii pentru obținerea vizului acestei instituții, iar decizia finală aparține președintelui României, Klaus Iohannis. Urmărim un material și comentăm și acest subiect. Gabriela Scutea, propusă la șefia parchetului general al României, este procuror la parchetul Curții de Apel Brașov. În trecut a ocupat funcțiile de secretar de stat în Ministerul Justiției și de adjunct al procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși. În acest moment pot să vă spun că cel mai grav lucru este blocajul în care a ajuns poliția judiciară din cauza nepunerii în acord a unor dispoziții legale cu o decizie a Curții Constituționale de anul trecut. Și mai avem de depășit din punct de vedere al vulnerabilităților și durata destul de mare a anchetelor în cauzele economico-financiare. Crin Nicu Bologa, pe care Ministrul Justiției îl vrea șef la DNA, este prim procuror adjunct al parchetului Tribunalului Sălaj. Potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, Bologa are o avere impresionantă și zeci de proprietăți. Două parcări în Cluj-Napoca, cinci terenuri în Cluj-Napoca, Zalău și în județul Constanța. Două apartamente la Cluj-Napoca și o casă la Zalău. Georgiana Hosu, propusă șefă la DICOT, conduce interimar această instituție de la finalul anului trecut. Hosu a mai ocupat funcția de procuror șef adjunct al direcției în perioada în care instituția era condusă de Alina Bica. Ea a candidat fără succes în 2015, pierzând competiția în favoarea lui Daniel Horodnicianu. Ministerul Justiției a declanșat pe 2 decembrie anul trecut procedura de selecție pentru propunerea de numire a procurorilor șef ai parchetului general, DNA și DICOT. Preparați vulnerabilitățile identificate în planurile de management, organizați și mobilizați procurorii și instituțiile pe care eventual le veți conduce, relansați combaterea energică și eficientă a tuturor formelor de infracționalitate din zona de competență. Decizia finală îi va aparține președintelui Klaus Iohannis, care poate refuza o singură propunere, motivat. Da, domnule Bodu, tot dumneavoastră mă adresez pentru început și la această speță, întrebându-vă, evident, cum vedeți aceste propuneri și dacă credeți că vor fi la un moment dat contestate. Dacă mă întrebați despre CV-ul persoanelor, mai mult decât ce s-a prezentat autobiografic, nu știu. Deci nu pot să spun că sunt bune, nu pot să spun că sunt rele, nu m-am intersectat profesional cu ele pentru că eu cu tot o altă zonă, pe zona comercială, dar ce pot să spun este că ministrul Predoiu pare că a făcut o selecție transparentă și a ales din ce i s-a pus pe masă, atâta cât i s-a pus pe masă. E adevărat că poate asta e o percepție personală, subiectivă, că ar fi fost mai interesant dacă ar fi fost o paletă mai largă de propuneri de candidaturi din care ministrul să aleagă. Dacă atâția s-au înscris? Păi asta e, atâția s-au înscris. N-ai. Știm că numirea șefilor de parchete a fost o sarcină grea a Partidului Național Liberal, despre care s-a discutat de la preluarea guvernării de către Ludovic Orban. Se discuta că e un lucru dificil pe care trebuie să îl îndeplinească Național Liberal. Da, și ministrul Predoiu, asta repet poate, a făcut ce putea să facă cu materialul clientului, ca să zic așa. Mai mult decât să ai o procedură transparentă și niște criterii de valoare obiective, n-ai ce să faci. Emilian Isailă, cum vezi propunerile? Despre CV-ul acestor trei persoane am aflat în acest
acest material mai multe lucruri. Bineînțeles, articole de presă au apărut imediat după ce s-au vehiculat numele, dar e firesc. Da, cum să spun, avem trei nume, avem niște propuneri, în opinia mea, cele mai bune conform contextului și a posibilităților, exact cum spunea și domnul Bodo, atât aceasta e paleta de oameni care s-au înscris. Aș face și o remarcă vis-a-vis de transparență, ceea ce mi se pare mare pas înainte, faptul că am putut urmări interviurile live și ne-am putut face singură o părere despre pregătirea candidaților, despre modul cum se poziționează vis-a-vis de probleme din sistemul de justiție, deci este un pas important înainte. Iarăși, faptul că ministrul Predoi a reușit să vină cu propunerea într-un timp ok, fără să așa, ce aș mai remarca, faptul că nu am simțit în tot acest proces de numire, de nominalizare, nicio intervenție politică masivă, cum eram obișnuiți și cum întotdeauna, nici măcar foarte multe discuții în spațiu public n-au existat despre candidați. Ce pot să spun? Numele care sunt propuse, știm mai multe sau mai puțin, mai mult sau mai puțin, știm că doamna Scutea a fost ajunctă a doamnei Chiobe și o perioadă la DNA, știm că domnia sa a mai candidat odată pe vremea ministrului Tudorel Toader și a fost respinsă într-o acea procedură atât de contestată de către opinia publică impusă de domnul Tudorel Toader. Cam asta. Despre doamna Hosu știm că domnia sa a fost vreme îndelungată ajungă la DICOT și de fiecare dată când apărea o problemă devenea procuror șef interimar. Sper ca persoanele, despre domnul de la procuror de la DNA, îmi scapă numele acum. Domnul Bologa a devenit celebru prin acea propunere făcută în timpul interviului, prin care dorește o intrare separată la DNA pentru VIP-uri, între ghimele. Pentru VIP-uri și dacă va fi acceptat de președinte, poate ne vom trezi cu o astfel de intrare, da, nu? Aici este o... No, da, dar ce înseamnă VIP? La oră care? Nu, poate să referi la altceva. Persoane care sunt în atenție opiniei publice. Nu, poate să referi la altceva și, într-adevăr, s-a sesizat asta, corpul avocaților a sesizat chestia că în momentul în care îi duci acolo doar ca să încătușe, ca să-i prezinți mass media ca pe niște vite, nu-i normal. Dar nu mai merge nimeni la DNA încătușe. Da, asta e problema. Asta era problema pe care a sesizat-o și avocații. Aici, într-adevăr, aici este o discuție dacă e nevoie să... Dacă este o limitare a dreptului de informare, o intrare separată în DNA și așa și anumiți politicieni sau cercetați sau care depun mărturii pentru fapte de corupție, e normal să fie ascunși de ochii opiniei publice sau este firesc astfel încât actul de justiție nu este perturbat cum spun avocații, adică o persoană, indiferent de rangul social, de și indiferent de calitatea procesuală, exact, că poate duce acolo ca martor. Ca martor, în momentul, da, care intra pe ușă, țac, 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 cu gâtul ăsta la DVA. Exact, exact. Stai mă puțin. Deci aici este o discuție și probabil că ar trebui să avem efectiv din partea profesioniștilor un punct de vedere. Da, în același timp, persoane care sunt reținute sau arestate și sunt duse la audieri la Direcția Națională Anticorupție nu sunt expuse mass media, pentru că intră pe acea intrare laterală și direct din curte sunt băgați în interiorul clădirii. Da, deci... Păi sunt cei mai puțin expuși. Exact. Da. Păi, unii expuși, alții nu expuși, probabil poate se face o chestie... Poate că martorii trebuie să aibă intrare, da, separată. Calitate de martor atunci, când vede că e cu tot o altă... Altă calitate procesuală. Altă calitate procesuală. Da. Vă rog, domnule Giugea. Din punctul meu, exact ce au subliniat și colegii noștri de platou, consider că procedura a fost extrem de transparentă. Dacă e să punem în balanță modul de lucru al domnului Tudorel Toader, modul de lucru al Cătălin Predoiu, ca miniștri, care sunt puterea de decizie finală, sau nu, puterea finală, de decizie, nu e finală, scuzați, nu, da, scuzați-mă, puterea de decizie. Sunt două filtre, da, până la. În, păi, când era domnul Tudorel Toader, deja nici nu se înscria, apucat să se înscrie cineva, că se știa într-un final cine va fi băgat pe țeavă. Păi nu, n-a fost nimeni, n-a ales pe nimeni. N-a ales pe urmă, că pe urmă ai ieșit tu scandal. Da, eu acum
scuze că vă întrerup, dar mie procedura de selecție organizată tuturor mi s-a părut o chestie făcută ca el să se audă vorbind cât de mare profesor de drept e, nu să aleagă pe cineva, deci să le explică că sunt proști și nu știu suficient drept. Cam ei, așa avea, și în Parlament avea o atitudine din asta, scotea ceasul și se cronometra și după aceea zice, mai vreți? Vă mai vorbesc? E, frate, una e la catedră și eu sunt profesorul universitar. Dar una e la catedră și alta e când vii în Parlament să expui ceea ce ai fost chemat să expui. Dar procedura a fost de genul că n-a fost nimeni că să vii tu, te înscrii tu, că noi avem o treabă cu tine, te înscrii tu și iar pe ceilalți îi căpăcim și mai aducem noi doi oameni ca să tu să fii victorios, într-adevăr. Că dacă e concurez de unul singur, aia nu mai... Doi oameni de formă care să vină acolo nu. Să fie și înscriși. Exact ce s-a subliniat aici. S-au înscris atâția că au considerat că sunt îndreptățiți să acceadă la funcțiile respective. S-a făcut o selecție, proceduri bine stabilite, clare, transparente. Eu și speranța mea și a noastră, cel puțin cei din platou, că am văzut și părerii contra. Dom'le, sunt niște nenorociți, niște... Nu mă grăbesc să trag niște concluzii nici eu și văd că nici unul și ce cred că avem cea mai corectă atitudine. Dar sper să fi fost cele mai bune variante pentru funcțiile pentru care au candidat. Da, mergem într-o scurtă pauză de publicitate, continuăm să dezbatem subiectul în doar câteva minute, revenim imediat. Am revenit pentru concluziile acestei părți a emisiunii. Domnule Giugea, vă întrerupsesem înainte de publicitate, vă rog, dacă vreți să mai adăugați ceva. Facem o comparație între cum s-a încercat să o impună pe Adina Florea la un fel și fel de funcții din aceste anate și cum s-a procedat în momentul de față și ce fel de oameni sunt. Nu cred că își permite niciunul dintre cei candidați în continuare până se va finaliza procedura de numire să calce pe bec. Asta e mai... Nimeni nu își permite să facă așa ceva. Și aș dori să aibă eficiență maximă, dar corectitudine de asemenea în toate deciziile și procedurile pe care le vor lansa, deciziile pe care le vor lua, iar rezultatele să fie corecte. Repede, în 30 de secunde vreau să-mi răspundeți Emilian Isăilă și domnule Bodu. Secția specială, această problemă va fi rezolvată de Cătălin Predoiu la fel de ușor ca aceasta a parchetelor? Nu, din câte am înțeles, secția specială urmează a fi rezolvată printr-o asumare, dacă mai este timp și dacă există o posibilitate. Și dacă mai e cazul. Și dacă mai e cazul, da. Domnule Bodu. Nu știu, să vedem cum va fi. Secția specială a fost... populată cu procurori numiți de către CSM, deci este cu tot altă procedură și aici deci vorbim de o structură înființată cu o anumită destinație. Nu știu ce se va întâmpla. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezență. Cu mare drag vă mai aștept în platoul mulțumesc. B1 TV. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 13 la fix. Vin știri proaspete cu Irina Petraru. Numai bine!